Spuneți-ne câteva cuvinte despre campania Planifică Neprevăzutul. Este o campanie care a debutat anul trecut la începutul lunii octombrie și și-a propus la început un sprijin pentru toți cei cărora li se întâmplă să aibă un contact sexual neprotejat. Aș dori să trecem în evidență metodele de contracepție existente în România în prezent. Există o multitudine de pilule contraceptive. Tot ca metodă hormonală există dispozitive intrauterine care au hormoni. În momentul de față, pe piață se găsește și un inel vaginal, care tot așa este o metodă deosebit de eficientă. Există sterilete, dispozitive intrauterine, sterilete obișnuite, cele cu cupru. Există prezervative, au intrat pe piață și prezervativele feminine. Sterilizarea chirurgicală voluntară se poate obține atât pentru femei cât și pentru bărbați. În rândul metodelor hormonale, evident, trebuie menționate și pilulele de a doua zi. Când este recomandat să apelăm la contracepția de urgență, la pilula de a doua zi? Există, de fapt, două metode de contracepție de urgență. Este vorba despre pilule și este vorba despre inserarea unui sterilet. Aceste pilule se iau ori de câte ori contactul sexual este neprotejat. Este un mit faptul că ea nu trebuie să fie luată decât o dată sau de două ori pe an. Pilula de a doua zi, ca orice alte substanțe, în momentul în care ai luat o semedabolizează și în următoarele 24 de ore, 48 de ore, este eliminată din organism. Cum acționează asupra organismului pilula de a doua zi? Această pilulă acționează prin stoparea ovulației. Deci nu are niciun fel de efect în momentul în care ovulația a avut loc și ovulul a fost deja fertilizat de spermatozoid. Ca atare, ea nu este o metodă prin care se induce un avort. Două metode de contracepție foarte utilizate sunt metoda calendarului și metoda retragerii. Ce riscuri presupun totuși aceste metode? Aceste metode sunt metode tradiționale de prevenire a sarcinilor nedorite. Riscurile lor sunt asociate cu faptul că aceste metode nu sunt la fel de eficiente. Metoda calendarului este o metodă care se bazează pe regularitatea ciclului menstrual. Femeile trebuie să își calculeze momentul în care apare ovulația în cazul ciclului menstrual. Ovulația nu apare la mijlocul ciclului menstrual, ovulația apare la 14 zile înainte de menstruația următoare. Metoda se bazează pe faptul că înainte de ovulație, cu 5 zile, pentru că perioada de supraviețuire a spermatozoizilor în organismul femeii poate să fie până la 5 zile, deci cu 5 zile înainte de ovulație și cu o zi după ovulație, pentru că ovulul supraviețuiește o zi, nu trebuie să ai contacte sexuale neprotejat. Metoda feritului este și ea extrem de frecvent folosită la noi. Cred că foarte multe cupluri folosesc această metodă într-o combinație oarecum cu metoda calendarului. Ea presupune retragerea penisului înainte de ejaculare. Recomandarea este ca această metodă să fie folosită doar de către cuplurile pentru care apariția unei sarcini nu reprezintă o problemă foarte importantă. Pentru protecția excelentă de care aveți nevoie, precum și pentru senzația de siguranță, ori de câte ori îl utilizați, Catena vă recomandă prezervativele Durex Classic.